Este vorba despre un volum colectiv din rușii. 5 perspective asupra unei vecinătăți primejdioase. Mă gândeam la început să fac o introducere legată de context, de necesitatea unui asemenea volum care să atragă atenția asupra a ce se întâmplă în jurul nostru, dar cred că cel mai bine o vor face autorii și de fapt cred că știm cu toții despre ce este vorba. Rusia a ajuns acum în postura de a-și propune din nou lumii întregi modelul ei, iar modelul ei este cel opus civilizației. Civilizația noi o înțelegem ca libertate a individului, drepturi ale omului, umanism. Modelul pe care îl propune Rusia și care este revenirea la autocrația etnocentrică, la legătura dintre stat și religie, este modelul pe care l-a propus Europei încă de la 1815, în urma războaielor napoleoniene, când Rusia devine brațul înarmat cu care și alte monarhii din Europa, Austria, de exemplu, își fac treburile murdare și înăbușă revoluțiile și mișcările de libertate din Europa. Rusia este cea care înăbușă, nu, mișcările de la 1848. Acestui model i-a urmat un alt model propus de Rusia, care avea în centru preocuparea de a strangula orice însemna libertate și a fost modelul comunist bolșevic. Acum iată că Rusia revine. În acest volum vă veți întâlni cu două texte ale domnului Ioan Stanomir, profesor la Universitatea din București, o cronologie în primul rând foarte interesantă, care ne arată încă o dată că istoria modernă a României este într-adevăr istoria invaziilor și ocupațiilor rusești aici. Și apoi un eseu intitulat Umbra Rusiei, o analiză foarte bună. Domnul Ioan Stanomir a publicat recent un volum întreg dedicat Rusiei și momentului 1917. Domnul Marian Voicu, pe care îl știați din monografia dedicată tezaurului românesc de la Moscova și acum din remarcabila sinteză și investigație care este această carte, Fake News, Manipulare, Populism, Matrioșca Mincinoșilor, pe care vă recomand cu căldură, are un text despre Republica Autonomă Socialistă Sovietică Moldovenească. Doamna Sabina Fati sistematizează ce ne doare pe noi acum și textul este intitulat foarte limpede 5 drumuri deschise pe care mai pot intra ruși. Domnul Valentin Naumescu, un text de punere în context internațional, global, valul democrației iliberale și ofensiva Rusiei împotriva Occidentului, riscuri pentru România, și domnul Vitalie Ciobanu, în final, un eseu care pe mine m-a impresionat și al cărui final mai ales aș vrea să vi-l recomand, despre marea literatură rusă ca punere în abis a istoriei Rusiei și a locului Rusiei în lume. Îi dau cuvânt. Vă mulțumesc, bine v-am găsit, noaptea mai bine mă ridic în picioare, mă simt mai bine așa. Eu aș vrea în primul rând să mulțumesc editurii Humanitas, doamnei Lidia Bodea în mod special, care m-a invitat să particip la acest proiect. A fost o inițiativă inedită și foarte, sigur, necesară
care se pleiază exact pe un moment istoric, pe o realitate copleșitoare pe care o trăim, în special noi, cei de dincolo de Prut. Vreau să-i mulțumesc domnului Radu Gărmacea, redactorul șef al editurii, cu care am colaborat foarte bine și care mi-a dat sugestii extrem de utile. În ce mă privește pe mine, sigur, postura mea în acest conclav de autori foarte buni, pe care îi prețuiesc, pe care îi cunosc și citesc și eu de ani de zile, este oarecum inedită, pentru că eu sunt un insider al acelui spațiu în care, atunci când mă născusem, rușii veniseră deja. Am pornit de la această idee, textul meu, pentru că e una să reflecteze asupra spațiului slav și agresiunii latente, continue, care emană de acolo, asupra noastră a românilor, dar oarecum de la oarecare distanță, la adăpostul Clubului Occidental în care se află, slavă Domnului, România, membru NATO, membru Uniunea Europeană, și altceva e să te fi născut într-un spațiu de trecere, ținut de frontieră, despotat, o monedă de schimb a istoriei, așa cum știm foarte bine că i s-a zis Basarabii, și să resimți cu toate fibrele tale această realitate, și anume o Rusie care n-a plecat niciodată de la noi, de acolo, dintre Prut și Nistru. E o prezență poate nu atât de manifestă, sigur, nu-i mai mărșăluiesc trupele pe străzile Chișinăului, nu mai vedem tancuri în Piața Mare, Adunării Naționale, slavă Domnului, dar ea este prezentă din alte perspective. Este, în primul rând, memoria. Un act de memorie pe care noi cu toții îl trăim, în special generațiile născute înainte de 89, pentru că știm cum a fost în regimul sovietic, am trecut prin școala sovietică, am conviețuit cu rușii chiar și în cadrul familiei, propriei familii. Sunt foarte multe familii mixte în Basarabia, care au, nu știu, unchi, nepoți, verișori, verișoare, rusofone, și care sunt membrii familiei noastre, dar care, de la un punct încolo, de după 88-89, când a început mișcarea de eliberare națională în Republica Moldova, au început să se simtă și ei inconfortabil, în orice caz, să își pună problema unei acceptări, unei empatizări mai profunde cu noi românii de acolo, pentru că suntem o familie, mulți dintre noi împreună cu ei, și trebuie să ne recunoaștem reciproc valorile, dreptul la identitate, dreptul la limba maternă și la o istorie nefalsificată, nedeformată, malaxor prin care am trecut noi cei de dincolo. Există, pe urmă, stratul contactului nemijlocit cu propaganda rusească. Ea este prezentă în continuare în Republica Moldova, prin foarte multe stații de radio și TV, preluate și de către mari mahări ai audiovizualului basarabean, care se declară, mă rog, campioni ai europenismului. În realitate, au transformat Republica Moldova într-un stat captiv, în care drepturile, libertățile democratice sunt din ce în ce mai mult strangulate. Avem chiar mâine un examen electoral la Chișinău, turul 2 al alegerilor pentru primăria capitalei basarabene, în care se confruntă, cum știți și dumneavoastră, poate, un reprezentant al Partidului Pro-Rusie Socialiste și un tânăr exponent al noului val democratic, politic, pro-european și anti-oligarhic de la noi. Sperăm foarte mult să avem o zi bună mâine și să ne bucurăm de un rezultat bun de la care să înceapă și o schimbare în profunzime, o schimbare politică în Republica Moldova și la toamnă, când avem parlamentare. Pentru mine, conviețuirea cu rușii, cu această realitate de neoprit, de neocultat, înseamnă și contactul direct cu cultura rusă. De multe ori noi, basarabeni, am fost întrebați aici în țară, dincoace de Prut, dar și discutând cu diversi parteneri ai noștri și colegi din Occident, de ce vă plângeți atâta? La urma urmei, ați profitat de contactul nemijlocit cu marea cultură rusă, nu? Știți rusește, ați citit în mod direct pe mari clasici ruși și nu vă puteți plânge. Iată că noi, cei de dincoace, avem nevoie de traducători inspirați, pe care nu-i găsește atât de ușor, și oricum o traducere inevitabil aduce o versiune a unei cărți, a unei opere originale, și nu tocmai textul așa cum a fost scris și gândit de autor.
E bine, există o doză de adevăr în povestea asta, însă replica sau, eu știu, corectura pe care am încercat de fiecare dată să o fac unei asemenea discurs a fost că, da, fraților, i-am citit pe ruși în original, însă în același timp, când ești lipsit de accesul la izvoarele culturii române contemporane și clasici, nu numai literatură postbelică și a scriitorilor de aici din țară, când ești nevoit unii, destul de mulți basarabeni, să-și traducă gândurile din rusește în românește, cum s-a întâmplat. E o realitate și asta, când sunt familii, astăzi poate mai puțin din fericire, dar în trecut erau destul de mulți concetățeni ai mei care de bunăoară vorbeau cu copiii lor în rusă. Nu pentru că ar fi desprețuit limba maternă, limba română, ci pentru că în condițiile URSS-ului a le oferi, eu știu, o bună limbă rusă însemna și un acces automat la posturi, privilegii, șansa urcării într-o ierarhie socială, politică, administrativă. Ei erau simpli țărani de la coada vacei, nu? Știau cât de greu e să lucrez cu sapa pe câmpiile Basarabiei. Iată însă că își doreau progeniturilor lor un viitor mai bun. Deci am trecut prin aceste experiențe, le-am asimilat, ne-am învățat cu ideea că nu putem să ne schimbăm locul pe hartă, este o fatalitate, ținutul acesta între prut și nistru. Pe de altă parte, totdeauna am încercat să le spun colegilor mei din România sau unor factori de decizii, sigur, prin intermediul textelor mele publicistice, oameni buni, priviți Basarabia nu numai ca pe o problemă istorică, nu numai ca pe o cezură care macină organismul național, ca o, nu știu, o restanță pe care o are România, țara mare, mamă, față de fiica ei înstrăinată, Basarabia, ci ca și pe nevoia României de a-și construi între prut și nistru un spațiu de rezistență, un spațiu al prosperității și al siguranței naționale pentru România, în primul rând, și implicit pentru basarabeni. Textul acesta, eseul pe care l-am scris pentru această antologie, a însemnat pentru mine, acum personal vorbind, și o experiență oarecum inedită, chiar dacă nu cu totul inedită, dar plăcută și provocatoare ca autor, întrucât a trebuit să încerc să mă detașez de, nu de partipriuri, pentru că, făcând comentarii mulți ani de zile pentru Radio Europa Liberă, și Sabina Fate, colega mea, o să-mi confirme vorbele, sigur că înveți un anumit stil, o anumită rigoare, o anumită distanță, obiectivitate pe cât e posibil, sau cel puțin o subiectivitate onestă, cum îi plăcea lui Octavian Paler să zică, atunci când comentez evenimentele politice curente. Dar eseul ăsta m-a invitat să cobor oarecum într-o anumită intimitate, să-mi găsesc propria voce, propria raportare la realitatea rusă, la realitatea conviețuirii cu concetățenii noștri rusofoni, pe care dorim să-i transformăm în dita mai europeni și poate ulterior și în românofili, că rusofili sunt mult prea mult. Deci un alt tip de scriitură, pentru mine inedită, provocatoare, iar în ce privește clasicii ruși, ca să mai spun două vorbe, ați amintit de ei, eu cred că Rusia contemporană poate fi înțeleasă mai bine dacă i-am recitit pe acești clasici ruși. Iată, bunăoară, Lev Tolstoi constată în Ana Karenina, dar și în alte cărți ale sale, că de fiecare dată când Rusia trece printr-o mare criză, da, criză, dragă criză, numele tău e Rusia, de fapt, o criză perpetuă, o incapacitate de a lega interesele de putere ale vârfurilor, care par etern instalate acolo cu vocea poporului, deci incapacitatea de a duce un proiect de reformă până la capăt, provoacă o crispare interioară și tendința naturală, barbară, spuneți cum doriți, de expansiune rusească. Iată, asta s-a întâmplat din 2014 încoace. Odată cu anexarea Crimeei, agresiunea rusă a încetat să mai fie pentru noi doar subiect de jurnale de război, că am avut și noi Transnistria cu războiul din 92, știți, foarte dureros rana asta, încă mai sângerează, dar am simțit și noi, tinerii, sau relativ tinerii, scriitori și intelectuali de la Chișinău, răceala cribățului ăsta rusesc, pentru că există un proiect care
de la care rușii n-au, la care n-au renunțat, Putin nu a renunțat, de a crea o așa zonă Novorosia, Novorusia, care să cuprindă sudul Ucrainei, Crimea, bineînțeles, Donbasul însângerat și agresat de ei, Odessa, sudul Basarabiei, Transnistria. Deci, vă dați seama, Ucraina înseamnă să fie prins într-un cerc de foc, iar Republica Moldova rămâne, cum să spun, un soi de Crimeie în nuce, pentru că se poate prăbuși în orice moment, având în vedere și pe politicienii care ne conduc acolo. Mulțumesc pentru această șansă și sper ca volumul acesta să aibă mulți cititori și să aibă o bună primire, o bună receptare. Mulțumesc! Bună seara din nou! Sunt și onorat că fac parte din acest conclav remarcabil și mulțumesc și eu domnului Gârmacea pentru colaborare și pentru sugestiile editoriale. Atunci când domnul Liceanu mi-a propus la târgul Gaudeamus de anul trecut și a amintit acest titlu Vin rușii, am avut senzația că e un breaking news și că domnul Liceanu știe ceva ce noi jurnaliștii nu știm. Titlul este atât de puternic încât probabil cartea se va vinde înainte de a fi tipărite viitoarele tiraje. Și ca să parafrazez campania de promovare a unei alte cărți, la care se spunea, asistăm la lansarea unui bestseller, așa se spunea, și probabil că titlul e atât de puternic încât contribuția noastră va curge mai ușor. Cred că astăzi rușii nu mai vin să ne ia ceasul de la mână și tezaurul din bătătură. Cred că rușii vin în fiecare zi, sunt prezenți în mintea noastră și cred că acest mod insidios de a fi prezenți în bătătura noastră națională e cea mai periculoasă. Atunci când auzim discursuri despre România, colonie europeană, despre faptul că suntem un popor excepțional care nu are nevoie de Bruxelles, atunci când ni se spune că valorile tradiționale le putem păstra doar dacă ne desprindem de această alianță nord-atlantică păcuboasă, să știți că rușii sunt prezenți în mintea noastră. Și mai e ceva incredibil, cu rușii nu numai viitorul este impredictibil, ci și trecutul. Au această calitate. În cazul textului pe care l-am propus, Visul lui Kotovski, e vorba de un bandit cu acte în regulă, care a fost condamnat de multiple ori în vremea Imperiului Țarist, pentru că îi plăcea să ia de la bogați și de la săraci deopotrivă, care a fost condamnat pe viață, dar pe care Imperiul l-a trimis la luptă chiar pe frontul românesc și a devenit un comandant bolșevic mai târziu remarcabil. Acest Kotovski, în 24, scrie biroului politic de la Moscova și propune înființarea unei republici autonome sovietice socialiste moldovenești în stânga listului pentru poporul moldovenesc. Este momentul în care se aude pentru prima oară de un popor moldovenesc. Atunci se va naște și limba moldovenească. Republica respectivă ar fi trebuit să înghită apoi Basarabia din dreapta listului, aflat vremelnic, spuneau bolșevicii, sub burghezia română, și mai târziu se înghită chiar și românitatea din dreapta Prutului. Stalin visa la o republică sovietică, o Românie sovietică. Ăsta a fost visul lui Kotovski. Și dacă în tot acest film în care vi se pare că sunt personaje tari și situații neverosimile demne de Bulgakov și vi se pare că este o ficțiune, să știți că ne înșelăm cu toții. Până la urmă, visul lui Kotovski s-a realizat, adică limba moldovenească există, există un articol 13 în Constituția Republicii Moldova care ne garantează că este limba de stat a vecinilor, prietenilor, fraților noștri, există un popor moldovenesc și există și o istorie a Moldovei. Iată că visul lui Kotovski și această ficțiune bulgacoviană s-a împlinit. Deci dacă vin rușii ar putea să fie un breaking news, cred că ar trebui să fie afișat în permanență. Eu vă mulțumesc și sper ca toate textele noastre să ne ajute să depășim această stare de captivitate. Mulțumesc!
seara. Nu știu dacă vin rușii sau dacă nu cumva ei au venit deja. Am îmbrăcat astăzi o rochie tradițională rusească, în semn de admirație față de cultura despre care vorbea Vitalie Ciobanu, dar și pentru a vă spune că acest titlu este nu numai adevărat, ci indică o primejdie reală. Am cumpărat rochia din Odessa, de acolo de unde ar putea să înceapă sau de unde a început noua Rusie, de unde Caterina cea Mare a început să construiască noua Rusie și de unde și-a întins-o pe tot litoralul Mării Negre. De fapt, pericolul pentru România de acolo ar putea veni. Spunea ieri George Friedman într-o conferință la Sibiu, România nu este deloc pregătită să-și apere coasta Mării Negre. Eu cred însă că rușii nu mai vin nici cu tancurile, nici cu armata, nici cu flota și cred că nici cu rachetele nucleare nu ne amenință. Ei ne amenință pentru că noi suntem slabi, pentru că avem guverne slabe, nehotărâte, pentru că avem partide care militează împotriva valorilor occidentale, a statului de drept, a multinaționalelor, a băncilor străine, a tot ceea ce vine dinspre Occident. Cred că divizarea din societatea românească este nișa pe care au venit deja rușii. Ei n-au nevoie nici de tancuri, nici chiar de un post de televiziune rusesc. Guvernul nostru face toată treaba. Noi facem toată treaba pentru ei. Sunt atâția idioți utili în jurul nostru, iar auzim seară de seară și cred că rușii n-au nevoie să mișcăm nimic. Am văzut că în Letonia, de pildă, una dintre marile bănci a fost descoperită că spăla sume imense de bani folosiți apoi pentru manipulări politice în Europa de Est. Tentativa de lovitură de stat din Muntenegru a fost finanțată printr-o bancă aflată în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană e vulnerabilă pentru că, spre deosebire de Rusia, nu are o strategie comună. Rusia probabil este singura putere europeană care are o strategie clară de politică externă și vrea să revină într-un spațiu în care a fost prezentă, pe care l-a pierdut, dar nu vrea să revină fizic, vrea să cucerească pas cu pas, vrea să-l folosească, vrea să-și folosească influența, nu numai simbolică, materială și pârghile politice, iar România dă o mare mână de ajutor. Explic în textul pe care l-am scris în această carte care sunt căile pe care mai pot veni rușii. Sper să vi se pare interesant. Mulțumesc frumos, îi dau cuvântul profesorului Stanomir, care are un text care ne luminează asupra relațiilor dintre România și Rusia. Mulțumesc foarte mult. Fiind la final, nu am foarte multe de adăugat. Este clar că problema Rusiei este, în primul rând, o problemă a Occidentului. Dacă Rusia este astăzi agresivă, ea este agresivă pentru că Occidentul a abandonat și valorile și strategiile care au permis să îndiguiască comunismul în timpul războiului rece. Dacă Republica Moldova, rusofilii și agenților sunt puternici, este pentru că valorile europene sunt slabe și pentru că statul este practic în stare de moarte clinică. Dacă în România există audiență pentru colportările de tip rusesc, este pentru că electoratul român a dat de atâta ori câștig de cauză unor politicieni care sunt, dacă nu de-a dreptul inepți, cel puțin incapabil după orice standard modest de evaluare. Până la urmă, cred că nu trebuie să supraevaluăm capacitatea Rusiei de a fi agresivă, dar nu trebuie să fim în măsură de a supraevalua capacitatea noastră de a fi imbecili. De a fi imbecili, de a fi indeciși și de a fi lași. Faptul că se discută despre reluarea legăturilor economice cu Rusia în pofida sancțiunilor,
pe care l-a impus Uniunea Europeană este un indiciu. Faptul că în continuare Rusia este un loc de pelerinaj pentru oamenii politici europeni este un alt indiciu. Faptul că există un terorism al resurselor naturale și un șantaj al resurselor naturale nu este un lucru nou. Uniunea Sovietică l-a făcut înainte, lumea uită acest lucru și când auzi apelul la unitatea europeană fără americani, este exact ceea ce Rusia așteaptă de la noi. Rusia așteaptă de la noi să ia pe tactica salamului felie cu felie, să trateze individual cu fiecare țară, pentru că în raport de țări europene divizate, Rusia are un avantaj. Rusia, să nu uităm, este o țară, nu o cultură. Mă refer ca stat, este un stat subdezvoltat, este un stat violent, este un stat represiv, este un stat care nu poate oferi practic nimic nimănui. De aceea oferă propriilor cetățeni această distracție expansiunii. Pentru că dacă ar fi un stat capabil să-și inventeze o națiune, n-ar mai avea nevoie de agresiunile acestea continue. Cred că principala tragedie a Rusiei este Rusia însăși și modul în care de sute de ani această țară, fie că imperiu, fie că republică, fie că este așa zis stat comunist, a fost incapabilă să se inventeze pe sine și și-a exportat permanent problemele. Literatura rusă avea dreptate, domnul Vitalie Ciobanu, este o oglindă în care de multe ori rușii se privesc și vezi nu atât o imagine paradisiacă, cât o imagine desfigurată a unor de chipuri contorsionate. Să nu uităm că totuși reacționarul Dostoevski a scris atât de bine despre posedați, pentru că era el însuși un posedat. Vă mulțumesc și sper ca aceste contribuții să fie utile în niște vremuri în care românii își fac rău românilor mai mult decât le-ar face orice putere străină. Vă mulțumesc tuturor. Vă recomand încă o dată acest volum și vă aștept peste o jumătate de oră la lansarea acestei cărți care este legată de tot ce s-a discutat acum, cartea domnului Marian Voicu despre fake news, manipulare, care se numește Matrioșca mincinoșilor. Vă mulțumesc!